Bun găsit, dragii mei! Emisiunea Viața Gorjului vă invită astăzi, 23 martie 2014, la Crazna, pentru că Asociația Obștea de Moșneni Anișeni Radoșeni Cărpinișeni organizează în satul Radoș, la sala de sport, o dezbatere publică. De ce asta? Pentru că urmează să aibă loc alegeri pentru conducerea asociației și pentru foarte multă transparență, conducerea actuală a Obștei a organizat această dezbatere publică pentru ca toți candidații să aibă posibilitatea să-și prezinte proiectul de management pe care îl pun în discuție pentru ca oamenii să-i aleagă. Bună ziua și bine ați venit la această dezbatere publică și înregistrată video a candidaților la funcțiile de consilieri în cadrul Consiliului de Administrație. Candidaturii depuse în baza hotărârii Adunării Generale 19 ianuarie 2014. Acum, pentru că nu este o întrunire în care să se poată lua decizii sau să se întocmească vreun proces verbal, sunt discuții libere. Fiecare dintre dumneavoastră va putea să-și spună punctul de vedere despre ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, ce vrea să facă sau ce platformă, program sau ce planuri are de viitor pentru această obște. În acest sens, pentru a nu fi eu părtinitor să pun întrebările, pentru că știu multe chestii, o să lăsăm acest comitet de oameni care nu sunt membri ai obștii, dar nu au depus candidaturii pentru vreo funcție la postul de consilier. Sunt domnii Brânzan Constantin din satul Arniș, domnul Manole Anicu din satul Arniș, domnul Pufan Ion din Cărpiniș și domnul Ceaușescu Ion din Novaci. Toți au drepturi în obște, sunt membri ai acestei asociații. Le predau microfonul și de acum încolo, în funcție, în baza tabelului cu candidaturile depuse, dumnealor vor întreba pe fiecare dacă are ceva de spus. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Să începem. În ordine alfabetică, cum e tabelul. Domnul Brânzan Tiberiu, de Arniși. Nu este? Catrina Ion din Huluba. Nici. Catrinoiu Dumitru, Hirișești. Hai, dochinele, ia să vedem. Ce ești, unde să le spui? În primul rând vă spun bună ziua. Îmi pare rău că această adunare generală n-a fost întrunită cum trebuia. Bine că anunțul a fost făcut pe televizor și nu cu... Mă rog, în televizor scria o adunare generală, mă rog, dumneavoastră spuneți altfel. Trebuia să fie cât mai multă lume. Eu îmi depun candidatura ca și consilier la această opție, fiind membru din, făcând parte din opția aceasta, sunt și pădurar. Și scopul meu este de a contribui cât mai mult la partea tehnică, mă refer la partea silvică, unde mă voi ocupa, dacă voi fi ales și susținut de către oameni, de marcările care sunt necesare pentru această obște, deși că, v-am mai spus în adunarea ziua trecută, pădurea s-a împuținat și până la amenajamentul din 2017, normal în 2016, se va face mergerea în teren și după aceea se vor susține două conferințe și eu cred că la conferința a doua se va aproba ca în 2016 să putem să mergem în continuare cu masa lemnoasă, deci până atunci cercăm să speculăm, sau mai bine zis, să contribuim în special, că obștea este destul de săracă, așa, mă rog, s-a lăsat dinainte moștenire, că știți dumneavoastră, chiar dacă conducerea asta nouă, care de votrian, încearcă să facă ceva și pentru mine totuși e o încredere, adică le dau un vot de încredere prin faptul că au pornit pe drumul cel bun. Acum, cum să vă spun, să nu creadă lumea că dacă li s-au dat 4 milioane, mă întrebă cineva astfel, le mai dă 3. Bă, fraților, hai să ne înțelegem foarte clar. Păi s-a făcut un efort bugetar. Anul ăsta s-a terminat cu banii. Vedem la anul, vedem ce probleme avem, vedem ce putem, de unde putem aduce bani, că numai din pădure. Eu vă spusem, mă ocup chiar de partea tehnică, partea silvică, nu mă pot ocupa de partea economică. Dacă voi fi ales, voi ajuta cât pot și cât este posibil la partea silvică. Deci, la ce mă pricep și eu, că nu-s de astăzi pădurar și pe lângă faptul că cunosc sistemul și cunosc
legea silvică și codul silvic. Sper să contribui în continuare la mergerea bine a acestei obști pe drumul pe care a plecat și să le urez în continuare succes celor care, cel care va fi președinte și Consiliul de Administrație, și să facă ceva pentru oamenii ăștia din obște, că sunt oameni care au și ei drepturi cât de puține acolo, dar trebuie sprijiniți și trebuie ajutați și trebuie contribuit ca să meargă spre bine obștea asta. Eu atât am să vă spun, vă mulțumesc de înțelegere și dau cuvântul următorului tovarăș. Mulțumesc! Da, eu am spus că știu ceva, lăsat rău din... Nu, că nu mi s-a prezentat statutul. Mă rog, nu știu, nu l-am cerut, dar eu știu exact, adică știu, am înțeles că... Păi nu, nu, eu nu mă refer, eu spusei că la greaua moștenire și sărăcia, cum a zis ăștia, că de la Ceaușescu am moștenit-o grea, așa și acum. E bine că ăia am terminat cu ei și că s-au lăudat, că au nu știu câte miliarde în cont și au avut 7 milioane, știu treaba, dar vă spun, trebuie mers înainte și trebuie plecat pe drumul cel bun. Eu asta vreau să propun și asta aș vrea să o facem, dacă voi fi ales și voi sprijini cât voi putea, silvic și tehnic, această conducere. Vă mulțumesc și dau cuvântul în continuare la ceilalți. Ce pui garanție? Ai cam firav. Așa. Domnul Ciucă Ion. Nu este. Corobea Ion. Târgu Jiu. Nu e. Damian Alexandru, Cărpiniș. Nu e. Diaconescu Constantin Radoș. Nu știu. Dumitrea Mircea, Liniș. Duță Alexie. Ia din Alexie. În primul rând, le urez tuturor candidaților succes. Succesul depinde de oameni. Oamenii sunt cei care ne aleg și depindem de ei. De modul în care ei își vor alege Consiliul de Administrație, de ei depinde și ei vor vedea și vor culege roadele din activitățile care le va desfășura Consiliul de Administrație. Eu candidez și mi-aș dori ca să fiu într-un Consiliu de Administrație cu oameni destoinici, care să ia decizii corecte, principiale și obștea asta să iese din marasmul în care se află la ora actuală. Primul punct care l-a susține în adunarea generală și în Consiliu de Administrație este modificarea statutului obștii. Pot să spun cu tărie că dacă nu se schimbă acest statut al obștii și va merge în continuare pe același sistem, obștea nu are prea mare viitor. Vă dau exemple. Există niște dosare, deci s-a creat deja un antecedent, respectiv o parte din membrii obștii care au acționat obștea în instanță și au recâștigat prin instanță drepturile reale. Mă refer la domnul Costică Tiriplica, am înțeles că mai sunt 18 care au procedat în acest fel. În perioada următoare, asemenea dosare vor mai veni, vor mai fi dosare de acest gen, în condițiile în care instanța va da
câștig de cauză, să știți că dividendele se vor duce la ei, nu se va mai duce la toată lumea. Pentru că dacă pun o expertiză, domnul Tiriplica, dacă cheamă un expert și spune așa expertul, dacă cel care a avut un întreg a luat anul ăsta 4 milioane, Costică Tiriplica o să spună, bă, mie îmi dai de 20 de ori mai mult, că eu am 20 de întregi. E acest sistem și această obște. Este numai aici. Ionică Ceaușescu știe, Vili Vambu știe, toate obștile sunt bazate pe cote părți. Sigur, nu numai asta este problema în cadrul statutului. În cadrul statutului trebuie să prevedem și alte lucruri foarte importante. Crearea unei societăți comerciale a obștii, ca să valorifici mai bine masa lemnoasă. O valorifică cel care are un gater din ăsta mic foarte bine și vinde și țăcăliile cu un preț destul de convenabil, iar obștea aprovizionează aceste mici firme, ceea ce nu-i corect. Nu merge. Obștea trebuie să-și valorifice singură propria masă lemnoasă. Sigur că nu o să poată să valorifice tot, dar o parte din ea, ca să aducă venituri la obște. Sunt și alte puncte de vedere, că trecerea obștii pe cote părți, sigur, pe unii va dezavantaja și atunci Consiliul de Administrație trebuie să se gândească la alte măsuri, spre exemplu, să creeze niște fonduri de ajutorare, așa cum procedează alte obști, și e foarte bine că procedează așa, care dau ajutoare de mormântare. Dar pentru aceasta trebuie să treci în statut, să creezi fondul respectiv, care să fie fond expre pentru așa ceva, nu pentru altceva, care să fie bine administrat, și acolo există și posibilitatea de control, foarte simplu. Acolo nu poți să faci niciun fel de mișcare. Ai creat fondul de 500 de milioane anul ăsta, foarte bine, distribui din el, suma respectivă o lași în fond, la anul vii și completezi, să mărește fondul și atunci ai întotdeauna un rulaj convenabil. Asta în compensarea faptului că, trecând-o, așa cum am spus, pe cote părți, unii vor beneficia mai mult de dividende în sume mai mari, alții în sume mai mici. Sigur că probleme sunt multe, dar un Consiliu de Administrație care le gândește și cu voința oamenilor, obștea poate să vină la normal și oamenii să aibă mai multă speranță în obște, pentru că în obștile ăștia s-a creat acest sindrom. Deci, domnule, un Consiliu de Administrație care nu face nimic, nu știu ce, care fură, care chestii, care nu știu ce, veniturile sunt mici și așa mai departe. Deci, eu candidez și aș dori să fie într-un Consiliu de Administrație și să fiu alături de un președinte ca Pârjol și cu un secretar ca Hașlău, care, din punctul ăsta de vedere, până la ora actuală, chiar cu mici derapaje, că nu se poate așa, au gestionat, eu zic că au gestionat destul de bine pe această perioadă de 3 ani, această obște care a ridicat-o puțin din situația care se găsea înainte. Dar nu mai e maras, cum ați zis, nu? Nu, e un pic mai... Păi, așa ați la început, că se află în maras. Păi nu știu dacă nu se află, pentru că să vedem ce se întâmplă. Mai sunt niște dosare pe rol care sunt foarte periculoase. Dar nu se rezolvă.
Da, care sunt periculoase și care nu știm ce va da instanțele la acele dosare, că dacă mai ai să plătești nu știu la cine 2 miliarde, dacă mai ai să mai plătești la nu știu cine și ăia îți mai iau și din spate penalități și alte sume de bani care astea au fost create atunci când s-a înființat, când a venit de fapt Consiliul de Administrație care a fost înainte și care au încheiat aceste contracte absolut dezavantajoase. Unele din ele chiar foarte dezavantajoase. Eu vă mulțumesc. Statutul cunoașteți. Da. Cum vedeți schimbarea lui? Dacă nici aici măcar care și-au pus candidatura, nu știu cum este vreo. Deci, spune în statut. Dați-mi vedea. Dacă nici măcar aici nu se miră cât de cât, nici cei care și-au pus candidaturile, da, păi la adunare să miră. Nu. Da, trei pătrimi. Deci, eu am lucrat la două treimi, trei pătrimi. Da. Dar există și alte soluții. Există soluția constatării în anulare a unor articole din statut și instanțele trebuie să meargă cu niște avocați buni, trebuie să meargă pe această idee că statutul ăsta, în primul rând, nu este constituțional. Nu este. Dar așa cum este, trebuie schimbat. Toată lumea zice, da? Dacă lumea nu vine la ședință să-l schimbe, nu vedeți altă soluție afară de asta? Deci, altă soluție, mai e o soluție. Pe bază de tabele cu semnătură, cu CNP-ul de la fiecare persoană, cu da sau nu. Da sau nu. Deci un fel de referendum. Și atunci pe acest sistem da sau nu, să merge la instanță cu tabelele ăștia care sunt în spatele. Asta înseamnă să mergi cu credința la fiecare moșteam să îi iei semnătură. De-aia suntem. De-aia suntem în Consiliul de Administrație. Dacă vom fi, de-aia suntem în Consiliu. Deci, sunt posibilități. Nu e chiar așa de articolul ăla care e imposibil. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Duță pe Constantin. Este, nu este. Făsui Gheorghe. Nu e. Andoreanu Constantin. Nimic. Hașcău Gheorghe, domnul secretar. Da. Bună ziua! Ce să vă vorbesc eu? N-am ce să vă vorbesc așa de mult și așa de important, pentru că dumneavoastră știți ce am făcut până acum. Acum tot ce aș spune în plus ar fi o laudă de sine care n-ar avea rost. Eu vă spun totuși un lucru foarte important. Obștea este într-o situație foarte, foarte dificilă. Deși s-au dat cei 400 de lei, pe dreptate, pe niște profituri făcute în perioada anului trecut, aceasta nu înseamnă o revigorare puternică a obștii. Ba din contră, înseamnă numai un semnal de revenire. Revenire care trebuie susținută. Susținută nu prin a lua măsuri de a schimba pe unul și pe altul că nu ne convine nouă, de a lua niște măsuri de continuitate. Ce înseamnă continuitate, oameni buni? Continuitate înseamnă să-ți duci până la capăt o grămadă de idei care pe acești 3 ani de zile noi le-am dobândit. Când am venit la această obște, noi habar n-aveam ce ne așteaptă. Aveam niște idei vagi că s-au întâmplat niște lucruri ne la locul lor. Dar aceste lucruri ne la locul lor s-au dovedit în final niște lucruri dezastroase. Să faci niște afaceri prin care obștea să piardă 90% din avere nu este un lucru chiar așa de ușor. Și a zis cineva din aur că nu e un marazm obștea. Păi nu e un marazm. Dar vă întreb dumneavoastră, dacă cele 4 dosare penale care au reușit după 3 ani de zile să le punem pe rol, deci după 3 ani de zile de intervenții la justiție, am reușit în final să le punem pe rol, nu înseamnă că am și câștigat 4 dosare penale dacă noi le pierdem, în care sunt inculpați
Marius Albă, Mituțoiu, în care se inculpați Manasia, Iepure, în care se inculpați Ciucă Marian, inculpat Maxim, inculpat Dodoi, inculpat Popescu Pădurarul. Acești indivizi care au contribuit la dezastru, credem atale că vor sta cu mâinile în sân? Mai mult, potrivnic acestei oști sunt toate sistemele instituționale, poliție, parchet, judecătorii. Nu vă dați seama câte dușmani sunt pentru opția asta. Mai mult, cei mai periculoși dușmani, noi ne luptăm cu Iepure, noi ne luptăm cu Manasia, când dintre noi îi ajută pe Iepure, îi ajută pe Manasia. Cum să vă feresc eu de colegul meu care e lângă mine și zic că merge la greu și el duce și-l alimentează pe dușman? Războiul, vă spun dumneavoastră, al opștii se va pierde în opște. În opște sunt intruși o grămadă de indivizi care se dau moșneni. Și nu sunt moșneni, vă spun eu, au vicii ascunse, chiar dacă sunt de pregătiri profesionale diferite. Sunt unii ingineri, sunt unii avocați, sunt unii profesori, nu sunt curați. Profesional, nimeni nu-i contestă calitatea profesională, dar le contestă viciile ascunse de a face rău. Eu nu doresc decât un singur lucru, să fie aleși democratic de dumneavoastră, indiferent cine, cu o singură condiție, ca acel, indiferent cine, să fie sincer, să nu fie un tip ascuns. Cum vă explicați dumneavoastră că din cei mai mult de jumate din candidații care ați văzut pe listele astea sunt aduși de Marius Albă? Ce să crede despre un candidat care a adus Marius Albă să-l înscrie? Fiind el profesor, fiind el inginer. Ce să cred eu? Spuneți-mi mie dumneavoastră, ce să cred eu despre el? Că așa când l-a scuz, auzi, bă, nu l-alegem noi pe domnul inginer X? L-alegem pe Brașoveanu? Păi inginerul la X este omul Albă, domnilor. Profesorul la X este omul Albă. Șoferul la X din Aliniș este șoferul Albă. Aici să vă gândiți foarte bine și aici să vă gândiți ca oamenii. Dacă la adunarea din 6 aprilie, o spun pe ultima, lumea nu se va trezi, vă spun eu că opția se va desfința de către opște, nu de către alți dușmani. Opștea o va desfința. Pentru că în 6 aprilie au reușit acești indivizi foarte periculoși. Albă e un individ periculos, oameni buni. Vă spun eu, este un om foarte, foarte periculos. Și a găsit destui aliați lângă el, dintre noi, sub diferite forme, și vrea să termine această opște. Și pe 6 aprilie, dacă a reușit să convingă poliția, procuratura, parchetul, judecătorile și vă convinge și pe dumneavoastră, atunci ce rost mai are să mai stăm noi aici? Ce rost mai are să mai stăm aici? Iar în privința statutului cu schimbarea, statutul în ultimă instanță, dacă toată lumea se leagă de el și nu vrea să-l schimbe, cei care dau judecată prin instanțe, instanțele în final vor obliga statutul să fie schimbat. Pentru că în momentul când eu câștig un proces pentru drepturile mele și opția nu-l pune în aplicare, este încălcarea unei hotărâri definitive și revocabile. Și atunci devine o altă natură. Nu se mai pune problema că vrem și nu vrem. Ar fi multe să vă spun. Nu are rost. Și o rugăminte mare am eu. Lăsați patimile. Nu vă place de Brașoveanu că-i știrb, că-i orb, că-i chior. Eu vă spun în față adevărul, dacă nu vă convine treaba dumneavoastră. Eu nu vă spun să mă alegeți. Vă mulțumesc. Păi domnul Făsui, am înțeles. Făsui Gheorghe. Veniți la microfon, domnul. Spuneți ce puteți face ai. Domnilor membri ai opștii, într-adevăr, cum spune și domnul Hășcău, opștea a fost într-o situație și este încă tot într-o situație grea. Noi, eu personal, am depus o cerere pentru a intra ca consilier în cadrul acestei opști, pentru a ajuta la bunul mers al opștii, pentru a contribui la anumite activități silvice, fiind de profesie tehnician silvic, am prestat munca de tehnician silvic și
exploatări forestiere timp de 45 de ani până în prezent. Ca atare, consider că ar fi nevoie și de un om de talia mea pentru a da concursul la anumite activități ale obștii. Într-adevăr, obștea, după cum am văzut și am auzit, n-am prea participat la ședințe până în prezent, datorită faptului că am avut activitatea mea de pădurar la silvicultură la Ocolo, Silvic Novaci, și în prezent mă voi pensiona în vara asta și consider că voi avea timp și voi putea da tot sprijinul pentru bunul mers al obștei. Ce intenții am, care o să le susțin dacă ies să fiu ales de către membrii obștii, în primul rând aș vrea ca masa lemnoasă pusă în valoare să fie gestionată într-un mod serios și transparent, să nu se mai liciteze masă lemnoasă la valori așa mici. Pentru că am întâmpinat cazul, de când sunt în Ocolo Novaci și noi, Ocolo Novaci, gestionăm masă lemnoasă la valori de 1,5 milioane, am ajuns și la 2 milioane în Sunătoarea, care, în bazinul Sunătoarea, care este o distanță destul de mare de transport, este o distanță de peste 30 de kilometri de la Schitul Drăguiești. Și ca atare, aici, în cadrul obștii, am auzit că, prin culise așa, nu sunt informat 100%, se licitează masă lemnoasă la 700-800 de mii, în banii vechi, care asta dăunează foarte mult profitului obștii. Că singura sursă de făcut bani este pădurea și masa lemnoasă care e pusă spre exploatare. Dacă noi, Consiliul de Administrație și conducerea obștii, să tomnește cu licitația, adică să căutăm agenți economici care ne dau banul, domne. Noi am avut cazuri, am mers cu agenți economici să le prezentăm masa lemnoasă în bazinul Sunătoarea și ce mi-au spus agenții economici? Dom'le, eu cercam pe orice cale că avem tot interesul noi ca organe silvice și ca lucrători în domeniu să lămurim pe persoana respectivă. Băi, omule, asta e masă lemnoasă bună, asta din asta faci ceva, să ne dea o valoare mai mare. Bă, zice, ce să iau, domnule, masă lemnoasă? Că dacă dumneata o licitează, pleacă prețul de licitație de la 1.300.000. Ce mai bine mă duc la 800 cu eu cu 700.000. Cazuri, am avut N cazuri de felul ăsta. Și le-am spus, domnule, duceți-vă la 800, de ce nu vă duceți la ce veniți la noi? Într-adevăr, ei se plimbă dincolo-colo, dar până la urmă se duc și la 800, că ei trăiesc toți agenții economici cu ideea că 800-le dau masă lemnoasă de pomană. Și adevărul ăsta este. Masa lemnoasă, v-am mai repet o dată, e singura sursă care poate aduce venituri în această opt. Și ca atare, doresc ca nouul consiliu care va fi de administrație al obștiarc, să fie niște oameni serioși, să se liciteze transparent, să se liciteze față de consiliu de administrație, față de membri, câțiva membri ai obștii, când să merge în teren cu agentul respectiv să prezentăm masa lemnoasă, acolo noi trebuie să susținem și să scoatem cât mai mult pentru ea. Că alte posibilități așa pentru a câștiga bani în obștea asta, nu văd alte surse decât ce mai sunt pajiștile și munții și astea. De la cioban care avem discuții cu ei, sunt atâtea procese și atâtea cazuri care sunt. O iar un profit mare la obștea asta, ARC, ar fi, domnilor, avem pepeniera Radoș, care asta a dominat-o acolo timp de 20-30 de ani. Această pepenieră stă, trec pe lângă ea și când mă uit, că stă părăsită, care de aici, din pepeniera asta, dumneavoastră știți câți bani se pot face? La ora actuală, puieții au ajuns la un preț de 10 lei, 12 lei, până la 15 lei, 150 de mii în banii vechi. E, dacă noi am înființat pepeniera asta, Radoș, apă este, va veni sursa de apă acum de alimentare, trece pe la
porțile ei. Să înființăm un solar, să înființăm un solar pentru a pune sămânță, că aici găsim în zonă, avem la Florile Albe, să culegem conuri de brad, să recoltăm personal, să recoltăm personal conuri de brad, care să pot scoate sămânța din ele și să se poată stratifica, să se poată pune în straturi și... Da. Va fi un venit foarte mare datorită faptului, să vă spun până la final. Puneți cazul pe 30 de arii, numai 30 de arii de suprafață dacă avem. Pe 30 de arii cresc 100 de mii de puieți. 100 de mii de puieți ori 12 lei, faceți calcul că e un miliard și ceva. E, acest miliard, din acest miliard să cheltuim 200-300 de mii cu o femeie, două care sezonieră, care lucrează primăvara și vara să privească și să facă întreținerea. Sunt niște bani, domnule. Se pot și sunt multe. Altă dată poate vă spun și mai multe. Mulțumim. Am zis că e domnul Corobea Ion din Târgu Jiu. Vă dăm cuvântul. E pe ordine alfabetică și deja m-a strigat. Eu am venit mai târziu. Nu știu exact care este scopul acestei întruniri. Oricum, mi-am depus candidatura pentru a face parte din Consiliul de Administrație și consider că am suficientă experiență și posibilități ca să facem un pic de lumină. Ceea ce cred eu că este foarte important, nici la ora actuală, și dacă eu greșesc să fiu atenționat, nu se cunoaște numărul membrilor acestei obști. Acest lucru l-am discutat, dacă nu mă înșel, și când a luat vechea conducere, a preluat activitatea, și nu știu dacă la ora aceasta e cineva care să spună exact câți membri are obștia noastră. Pe mine mă îngrijorează și alt aspect. S-a început să se meargă pe activitatea obștii ca și pe o activitate politică. Adică să începem să dăm o găleată și și o cană sau pereche de cizme acum pe ultima sută. Am înțeles că s-au dat dividende de 100 de lei s-a stabilit înainte, acum am înțeles că se dă 400. Unii au luat și 100 aia și au și 400 acum. Alții n-au luat nici atunci, nici acum. Deci, dacă treburile merg... Cum? Dacă treburile merg în continuare așa, este chiar îngrijorător. Adică, acest Consiliu de Administrație să poată manipula o sumă, gândiți-vă, de la 100 de roni, sau hai să vorbim în banii vechi, un milion, la 4 milioane sunt 3 milioane de persoană, ori de membru al obștii, iar cum obștia are peste un milion, peste 1000 de oameni, suma este destul de consistentă. Deci o diferență de vreo 3 miliarde în banii vechi, care... Este chiar îngrijorător dacă poți să treci de la 1 miliard la 3 miliarde. Primul lucru care eu consider că este necesar să se facă este să facă această ordine în situația financiară și numărul de membri de obștie. După aia, celelalte se pot lămuri. Transparență. Nu mi s-a părut că a existat nici la ora actuală, înainte nici vorbă, și este un lucru absolut normal ca într-o obște unde sunt foarte mulți membri și din trei sate, deci să existe mai multă transparență. Din auzite, spun din nou, pentru că n-a fost transparență și am preluat doar ce am auzit vorbindu-se, că obștea face anumite acțiuni, de exemplu, o alee la cimitir la Cărpiniș, un drum la cimitirul la Radoș, sau lucruri care mi se par ne la locul lor, nu prin prisma că s-a făcut ceva, prin prisma că nu a fost transparență, că nu s-a știut, sau doar ce se zvonește sau ce se aude la colț de stradă. O să spun
Deci, da. Spuneți. Eu. Fără da. Comentarii, exact. Dacă aveți întrebări de pus, să puneți întrebări da. Direct, fără comentarii pe sală. Categoric. În condițiile în care lumea consideră că pot să fac parte din Consiliu și că pot să sprijin acest Consiliu, o să vedem și... Vă rog să rămâneți la microfon și o să mai tare ca să-mi puteți răspunde mai bine. Vă plângeți că am făcut aceste acțiuni, am făcut alee și drum la cimitir. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți acum epitrop al județului ce a fost înainte. Preotul va creța fiind epitrop banii strânși de mine personal în sat pentru acoperișul bisericii de la Radoș, iar dumneavoastră acești bani ați băgat prin firma dumneavoastră și cumpărat aproape prin firmă, în felul acesta fiind scutit de impozit, ca și sponsor al acoperișului bisericii, plus că probabil v-ați întâmplat să din acei bani. Nu puteți să spuneți că nu e adevărat, pentru că știți foarte bine că am mai avut discuția asta și nu știu ce încercați să justificați. Drumurile care s-au făcut sau se face un drum la cimitirul la Doi, dacă vi s-a plâns chiar preotul respectiv, de ce nu s-a făcut până acum? S-a adunat ca epitrop, actualmente epitrop. Ce demersuri ați făcut? Eu am făcut asta la cererea oamenilor, prin aprobarea Consiliului de Administrație și sumele sunt foarte mici pentru cheltuirea acelui drum, la acel drum. Vă rog să răspundeți referitor la cei bani făcut prin firma dumneavoastră. Da, am să vă răspund, deși nu face obiectul analizei... E vorba, că dacă cu banii bisericii nu. Nu, vă spun. Cu banii, ce ați putea face? Nu, am să vă spun că sunteți pe lângă probleme complet. Și vă spun, păi ascultați-mă acum. Deci eu ca epitrop, în vremea respectivă când spune domnul Pârjol, da? A trebuit împreună cu Consiliul Parohial să cumpărăm table să acoperim biserica de la Radoș. N-ar fi cazul să dau explicație, dar vă dau pentru că n-am nimic de ascuns aici. M-am interesat la Novaci de cât e prețul la tablă pentru acoperiș și m-am interesat la Târgu Jiu. Eu am lucrat mulți ani în construcții. Am întrebat mai mulți prieteni care făceau aprovizionare cu tablă și mi-a spus că la cantitate mai mare ai discount. Unul din prietenii mei din Târgu Jiu, nu este prin firma mea făcută, este prin o altă firmă, l-am rugat să-și suplimenteze comanda pentru că era mai ieftin decât la Novaci. Și eu personal, cu mașina mea, care n-am decontat niciodată transportul sau ceva, mi-ar fi convenit să o iau din Novaci, că era mai aproape decât să o iau din Târgu Jiu. Am luat-o din Târgu Jiu și cum am venit, am și lăsat-o la Nuțu acasă, ca să nu fie discuții că aș fi dus și o tabla undeva. Deci ăsta a fost scopul, n-a fost prin firma mea, încă o dată repet. Și nu a fost ca să facem o afacere, ci a fost că ne-a costat mai ieftin. Vă contrazic, pentru că eu ulterior am cumpărat cu banii mei, cu tablă. Auzi. Și am luat-o prin firmă, tot cu mașina mea am luat-o. E adevărat. Prețul era mai mare la Novaci decât l-am cumpărat noi din Târgu Jiu. Ăsta a fost scopul pentru. Da, vă ascult. Doamne, eu este candidatul de casă. Adică, când vrea să-și facă ăștia, la alege pe Colobea, ca să fie reprezentat. Așa. Dar după de urmă, se vă spune că patru dosare penale, care îmi dă altul mari, care vă susține și vă duce peste tot. Ce mai spune când îmi scrie președintele Ușii? Nu știu dacă m-a susținut vreodată Marius Salba și dacă vă amintiți bine cei care sunteți în echipa de acum au făcut front comun ca să putem să-i schimbăm și am pus bani și am fost... Aduceți-vă aminte, la mine în birou la Târgu Jiu am făcut chetă ca să ne plătim avocatul. Deci nu știu ce susținere am eu din partea... Da, bun, dosarele penale și asta nu era problema mea, problema cu Consiliul de Administrație care este acum să le rezolv. Păi da, păi da, eu nu eram în Consiliu, habar nu am... Da, da. Da. Domnul, eu personal v-am rugat să participați alături de mine la această luptă, să-i zicem, pentru a îndrepta lucrurile. Și n-am fost. Nu, participați alături de mine, nu vă implicați în aceste scandaluri. Consiliul de Administrație trebuie să rezolve aceste probleme. Și încă o frază mai spun și cu asta închei. Stimaților, eu sunt respectat și apreciat pentru munca pe care o fac eu și mi-este bine unde o fac, cu greutățile care sunt.
Te rog să nu comentezi acolo, nici nu știu cine ești. Bun, deci eu nu-mi doresc foarte mult să vin să fac aici și să vin cu toporul de brâu. Eu consider, sau am considerat că pot să fac ceva. În condiții în care lumea nu este de acord, nicio problemă. Nu mă supăr pe nimeni, nu vreau să dau afară pe nimeni și nici nu. Vă mulțumesc! Poate deja numai consilier. Am ieșit la pensie și pot să mă, vreau să mă retrag la casă. Dar nu-mi doresc ia asta, nu să mă dau afară. Eu nu am venit să dau afară pe cineva, eu nu am venit să, eu știu, să bag în pușcărie pe cineva, eu am venit să-mi exprim un punct de vedere. Dar vă spun, cu asemenea nivel de discuții, eu nu consider că trebuie să particip la el. Dacă sunteți interesat așa de obște, la ședințele care de acum 3 ani ați fost... Au fost la foarte multe ședințe, nu știu la care linie, da, mă rog. Bine, atât. Dar dacă o să ajungeți acolo ceea ce eu vă doresc, să continuați ceea ce a început să meargă bine. Dar n-a spus nimeni, eu nu vin cu parul sau să omor pe cineva sau să schimb pe cineva. Dacă lumea va trebui să meargă pe cineva așa... Domnule, și dacă nu ajunge, că nu numai asta e important, e important și ca moșnean să pui o vorbă și spuneți că ați fost la foarte multe ședințe, dacă erați, avea și informația corectă. Nu în biserică, dar să știți că s-a aprobat de mult la biserici să se dea o cotă la lemne, la nici, dacă n-a fost transparență să fie lumea. Asta ca să fie transparență, trebuie să participați și la ședință. Dacă o să veniți acasă, să veniți, pentru că și ei pot să greșească și nu numai consilierii care să-i ajute. Și lumea e la altă, adică dumneavoastră, că aveți cunoștințe mai multe. De obicei se aprobă un buget de cheltuieli și îl cheltuie Consiliul de Administrație. Nu poți să fie la tot timpul. Așa, mulțumim. Domnul Honcea Ion este? Nu este, da. Iacob Ion? Ilie Ion? Itu Ion? Poftiți. Un singur lucru vreau să vă spun. Mulți dintre dumneavoastră mă cunosc, știu ce hram port ca meseriașa satului. Eu atâta vă promit că o să mă țin de cuvânt și de acum încolo și o să fac tot ce se poate ca utilajele să meargă din partea mecanică, că eu asta mă pricep cel mai mult. Și rest, cu colegii mei care vor fi, voi asigura tot sprijinul. Atât am să vă spun. Mulțumim! Domnul Ihoacă, Ioan. În primul rând vreau să vă salut. Eu sunt un nepot de-al lui Lihoacă Aron. Mă consider cu drepturi depline din partea la mătușa mea, Negoie Elena, care a decedat. Mă consider cu drepturi depline din partea tatălui meu, Lihoacă Aron. Și doresc să mă depun candidatura pentru care am și depus-o, ca și consilier, la această obște. Îmi doresc ca să se respecte statutul, să se respecte drepturile omului, drepturile oamenilor care trebuie respectate și nu trebuie abuzat de drepturile lor, legea și tot ce scrie în statut. Eu am apreciat conducerea care a fost acum. Nu am avut nimic cu ei, nu am nimic cu ei, nu am firme, nu am ca să trag foloase, să beneficiez de ceva în plus. Am avut toată stima pentru ei. Mi s-a părut că a fost o conducere loială față de cetățeni, față de toți membrii obștei.
Eu doresc ca să îndepun candidatura, ca să încercăm să îndreptăm aberațiile și prostiile, pot să le numesc așa în ghilimele, care s-au făcut înaintea celor care au fost și sunt la conducere încă, și doresc ca lumea să participe la ședințele care vor fi, să vină la alegerile care vor fi, să-și aleagă niște oameni drepți, cinstiți, pentru a merge în continuare obștea așa cum trebuie să meargă. Eu vă mulțumesc. Da, în mare îl cunosc. E sau nu e? Deocamdată rămâne la aprecierea obștei. În momentul când voi fi ales și voi avea un cuvânt de spus, atunci o să mă exprim cu... Păi stați un pic, nu mă înțeleg. Înțeleg perfect. Eu vă votez dacă îmi spuneți ceva, că eu poate am o problemă cu statutul ăsta. Fiecare, am înțeles. Fiecare are o părere și un drept să-și exprime la tot ce are de spus, referitor la statut, referitor la persoana mea, referitor la ceilalți membri. Fiecare poate să-și spune. Eu deocamdată nu-mi dau cu părerea. Mă abțin. L-ați citit? Da, l-am citit. Eu vi-am spus că tot ce s-a întâmplat până în momentul de față a fost... Sunteți consilier de mine. Da. Voi mereu ședință. Ca timp... Da. Cum aduceți oamenii la ședință? Cum putem să-i aducem la ședință decât să-i invităm, să-i chemăm, să discutăm cu oamenii? Cum putem să... Nu putem să-i aducem cu microbuzele. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul Luțoiu Aurel, Relu. Nu e. Așa. Manta Aurel. Relu, ia să vedem. Tu ce ne spui? Eu aș vrea ceva, să se evite nevoile cu statutul, pentru că statutul nu scrie în statut să pregătesc sau să prezint statutul privat neapărat. Statutul, dacă vrei să-ți judicezi, sunteți singur tu, dacă vrei să-ți cu eu. Pot vorbi? Da, domnule, iar. Sunt Manta Aurel, membru al optei Aniniși Radoși Cărpiniși. Nepotul lui Manta Floarea, născut în Aniniși, după aceea de la Hirișești a plecat, mă rog. Am făcut parte din Consiliul de Administrație, care încă mai este în vigoare, până la adunarea generală. Despre felul cum s-a lucrat, pot să spun că s-a muncit mult, mult, numai pentru binele obștei. Și consider că acest Consiliu de Administrație merită să fie în continuare la conducerea acestei obște. Asta s-o cotesc eu după câte am văzut. Am pregătire în domeniul respectiv, economic forestier, sunt maestru în economia forestieră, am lucrat în domeniul respectiv, pricep ce este, adică cunosc situațiile care sunt în economia respectivă. Referitor la masa lemnoasă, și așa aici a rămas puțin masa lemnoasă, pentru că a fost tăiată și data așa cum a fost pe sumână, deci să știe de vreo 10.000 de metri cubi care nu se mai cunoaște unde sunt și ce sunt cei cu ei. 9.115, pare mi se. Așa. Mai e puțin masă lemnoasă. Trebuie așa fel încât administrată, încât să valorificăm la proprie ei valoare, domne, la maxim cât se poate. Pentru asta mi-aș dori să devenim societate comercială. Să angajăm oameni din membrii ai obștei, pentru că găsim, cred, sunt destui care să fie cât se poate de meseria respectivă, apropiați de meseria respectivă, să fie lucrat cândva sau, mă rog, să cunoască câte puțin, așa?
ca tot venitul care este să rămână al obștei, nici de cum la societăți comerciale care vin, negociază cu noi, să duc vin. De adevăr că dacă găsește oameni care au lucrat, sigur că nu poate să-i ducă, dar alegând membrii din ăștia care nu pricep, pricep mai puțin sau n-au fost lucrat nici când în domeniu, normal că cedează la un preț mai mic. După ce că masa noastră nu mai este, măcar pe asta să o valorificăm la propria ei valoare, pe cât e posibil. Deci, mi-aș dori să fie, să devin societate comercială. Aici se pot angaja, cum v-ați spus, mai mult și veniturile sunt mai mari. Înțelurile comerciale acționarul ăștia, nu poți să nu să devii comerciale. Păi putem deveni dacă schimbăm statut și... Cu înțelurile comerciale, acționarul 100% ăștia. Păi tocmai, de ce? Ca societate comercială. Bine, vă mulțumesc și succes celorlalți. S-a vorbit aici candidat. Pe masa, ține microfonul. S-a vorbit aici că masa legnoasă s-a dat și a auzit asta. S-a dat cu un preț mic. Da. Băi, este puțină, dar și asta, ceea ce este, trebuie exploatată. Cum o vezi, la un preț mai mare decât s-a dat? Dom'le, acum, sigur că ne dorim acest lucru. Dar dacă a fost incompetență la ceilalți... Lasă-o pe aia. Sunt prețuri. Presupun, presupun că... Păi prețul depinde și de calea de acces și de mai multe probleme acolo, că dacă agentul economiei vine și el execută drumurile forestiere care sunt. Practic scrie în statut asta. Păi sunt mai multe criterii după care se poate negocia. Dacă nu ești de meserie, normal că îți pune întrebarea și n-ai ce să răspund. Vreau să spun unul, ăla trebuie să spui. Masa legnoasă s-a tăiat la căile de acces și da, da. Și acum dacă da, e... Păi tocmai eu ce spun? Trebuie să mergi la fața locului, să negociezi, să vezi ce trebuie acolo. Mulțumim. Domnul Mâțiu Neconstantin, București, nu e. Mihaila Dumitru. Bună ziua. Sunt membru al obștii. Fac parte din consiliul care a fost până la alegeri. Am participat la ședințe și la... N-a fost așa ușor cum ne așteptam la început. A fost foarte greu. Și în continuare care vor fi aleși, o să fie și mai greu. Fiindcă oamenii nu sunt uniți. Și în loc să țină cu obștea și cu astea, sunt numai grupuri și grupuri de interese. În continuare, dacă voi fi aleși, voi participa tot la ședințe, la toate lucrările care se... din partea obștii. Atât am de spus, le doresc. Mulțumim. Domnul Mitoi Marcel. Nu e. Domnul Costică Navrea. Hai, Costu. Eu nu. Da, domnilor. Mi-am depus o candidatură de consilier pentru că de la înființarea acestei obști niciodată nu mi-am dorit să fiu așa ceva. Deși la înființare am dat mulți bani atunci. Dar nu m-am gândit că e necesar. Acum m-am gândit să candidez, deși nu știu dacă voi fi ales, dacă voi fi ales, opțiunea este a oamenilor, că așa se numește fiecare, el vrea acolo. Aș vrea să vorbesc în speță despre masa forestieră, nu vorbesc că nu știu și nu mă pricep, nu știu dacă mai e de dat ce au spus antevorbitorii mei. Eu vreau să vorbesc despre contractele de arendă care acum 5 ani au fost luate de un domn de la Pitești, de la etajul 8, de un domn de la Novaci, de un domn de la Târgu Jiu și așa mai departe. Un membru al obștii, care eram eu, nu e nicio problemă de secret, am 35 de hectare arendate la prețul de atunci. Am fost convins că trebuie să revin la contract, să cad de acord cu nou Consiliul de Administrație.
cum să spun, cu tot ce s-a întâmplat. E, ca să vă spun că un membru obște cu 500 de oi, cu 12 vaci, cu 40 de capre, să dețină 35 de hectare și un numit, nu știu care, de la etajul 8 din Pitești, să ai 115 hectare, nu știu, vă las pe dumneavoastră să analizați dacă ar fi corect. Eu pentru asta mi-am depus o candidatură, că să pot lucra în nou Consiliu de Administrație, care va fi ales el, dar cert este că se luptă foarte tare ca actualul Consiliu de Administrație să fie schimbat. Nu contează cum. Prin șantaj, prin cumpărare, prin vânzare, prin toate problemele murdare, pentru a înlătura. Că au deranjat. Au deranjat și dacă nu venea acest Consiliu de Administrație, niciodată nu se știa ce e în spate. Toată lumea era mulțumită și bine mersi. Cam atât. Dacă... Poftim? Bine, vi-au dat 4 metri cub de lemn. Nouă Consiliu vi-a dat 4 milioane echivalent. Așa. Acum înțeleg că se face import de președinți din București, din Craiova, din Oradea, din Timișoara, să vină ei să conducă. Dacă veți fi de acord, dar sper că nu veți fi de acord cu această problemă. Rămâneți să hotărâți. Și salut hotărârea adunării generale, prin care a dispus că președintele se alege de toată sala, domne, de toată adunarea generală. Nu de 10 consilieri care în minutul 2 se vând, se corup, se bă, ăla. Deci nu este corect. Președintele și-a anunțat candidatura oricare el. Votăm toți. Că de-aia venim acolo. Noi votăm și la urmă stăm la ușă până hotărăsc aia 9 sau 10 sau 11, nici nu știu cât sunt. Atât am avut, mulțumesc. Mulțumim și noi. Litigii cu obștea n-aveți. Nu mai e gata, e bun. Te ai libălit, dragă. Așa. Urmează domnul Pârjol Dumitru. Mai putea să mă lăsați la final, pentru că mai sunt multe probleme pe care aveați să le clarific la final. Eu sunt de acord. Popescu-i Cornel. Cine? Am și o candidatură depusă, adică am o cerere. Cum vă numiți? Nițescu, dar putem să vă dau. Domnule, nu ești aici. Domnule, dumneata, ești membru de drept al obștii sau nu? Nu, nu ne acceptăm. Dacă nu... Domnul Rășcău, vă rog frumos, îmi cer scuze că intervin, haideți să clarificăm o dată această situație. Domnul Nițescu Florin este împuternicit
mandatat de soția dumnealui să reprezinte în toate interesele dumneai personale. Adunarea Generală din ianuarie 2014 a stabilit ca cei care candidează, vor candida la o funcție în Consiliul de Administrație să fie membru al asociației. Într-adevăr, ordonanța 26 prevede că până la un sfert din pot să fie din afara asociației sau din afara societății pe acțiuni. Dar asta dacă nu se îndeplinește, nu sunt membri în interiorul asociației care să acopere aceste locuri. Ori la noi sunt 34 de candidați. Dumneavoastră veți să veniți să forțați nota. Vi s-a răspuns de către Consiliul de Administrație în baza unei analize conforme cu hotărârile adunării generale. Dumneavoastră ați acționat în instanță, așteptați să vi se facă dreptatea. Nu vă faceți singur pentru că nu puteți. Păi atunci vă rugăm frumos, lăsați să desfășoare ședința așa cum a început. Dar că nu sunteți pe lista de candidați. Dumneavoastră v-ați îndreptat la instanță pentru a vă cere acest drept. Acum instanța se va decide, va spune. Așteptați, de ce nu aveți răbdare? Vă mulțumesc. Gata, ajunge. Suficient. Popescu Cornel. Nu e. Pufan Mihaela. Poftiți, domnule. În primul rând, vreau să salut pe toți participanții la această ședință. În al doilea rând, vreau să vă spun că mă simt onorată că mă aflu în mijlocul acestor oameni destoinici care încearcă să conducă această obște. Și în al treilea rând, am pus o candidatură pe care vreau să mi-o susțin din următoarele motive. Ce am observat eu în ultimul timp? S-au format biserici și bisericuțe în jurul acestei asociații. Suntem înconjurați de minciună și de jmecheri. Jmecheri care ce vor să facă? Nu știu ce vor să facă. Probabil să o facă codrii și codricele, această mică obște. Pentru acest lucru am zis să particip cu cunoștințele mele minime pe care le am, să evităm acest flagel, această minciună și aceste șmecherii care ne urmăresc și ne afundă tot mereu. Nu vreau să mai participăm, să mai avem de-a face cu contracte care se fac cu Batista pe Țambal. Să nu știm că toți cetățenii, bisericuțele acestea au beneficiat de aceste contracte pe spinarea membrilor. Această avere a oamenilor a fost distribuită cu bună știință, cu anumite contracte legale, care nici naiba nu le mai poate sparge, s-au dovedit atât de tari că nici naiba nu le mai poate sparge și au beneficiat de drepturile oamenilor. Și oamenii zic că așa e bine, poate unii din ei. Eu zic că nu-i bine așa, pentru că ele au fost făcute în necunoștință de cauză față de mulți membri ai obștii. Am votat în ședința trecută ca toți cei ce vin la conducere să pună gaj, să vină cu o garanție pentru această obște. Să fim conduși, adică cei ce ne conduc, noi să fim siguri că suntem conduși bine. Că vin și ei cu o parte la tot ce se pune pe masă. Că practic este averea noastră. Așa cred eu că ar fi de bună cuvință și aș vrea ca toți cei care ajung la putere în ghilimele, că nu e o putere, la conducere, că nu-i putere, nu suntem așa. Și practic această putere a fost descrisă că n-ar fi cine știe ce de capul ei. Așa zic unii, așa zic și alții. Cei ce vor să ne conducă să vină cu o garanție pe masă. Și asta am discutat-o și data trecută și o spun și acum, deschis. Și aș mai vrea că văd că eu așa, am răsărit așa ca ciupercile după ploaie, o mare de consilieri. Ce ar fi, domnilor, dacă la consilierii ăștia așa ca să... În ultimul timp se practică voluntariatul. Ce ar fi, domnilor, să venim și noi la conducere, să facem o echipă voluntară, fără să fim remunerați? Să vedem ce ar fi!
Ce ar fi? Așa, o idee, uite, să o luați în calcul, să mai dezbatem, să vedem cam ce ar fi. Pe cuvânt. Că prea așa și mulți venim, scriem o hârtie, o punem aici, nici n-avem traseiști, era vorba aia, traseiști politici. Acum suntem traseiști sau navetiști sau cum să-i numim, care venim, facem, dregem vorbe multe, frumoase și nimic de capul lor. Aș vrea, domnilor, să trăim într-o societate normală, condusă de oameni normali și care să nu vrea altceva, binele meu și al tău, binele la toți, la toți amărâții ăștia care vin cu averea și ne-o pun nouă pe masă. Au fost pe lângă noi conduceri care ce au făcut? Ne-au vândut cu acte în regulă. Păi și nu, nu putem să-i numim nici cum. Nici că să nu cumva să le zicem că îi jignim dacă le zicem cumva. Îi jignim. Ne-au vândut ce au vândut? Lotru, perla, perla noastră a obștii. Au făcut contracte. Ce au făcut cu contractele? Să ne batem, să ne omorâm noi cu ciobanii, ciobanii cu noi. Pentru ce? Nu știu cât de bine îi, cât e de frumos, cât e de așa. Dar eu, sincer, asta aș vrea, să trăim într-o societate normală, într-o obște normală, unde se întâmplă lucruri normale și frumoase, să nu înfundăm tribunalele și să nu ne mai scoată nici dracu de acolo. Dacă s-ar putea. Eu atât am avut să vă spun. Și un ultim cuvânt, aș vrea să dea Dumnezeu să câștige cei mai buni. Doamne ajută! Da. Mulțumim frumos! Domnul Rădulescu Ion. Mă numesc Rădulescu Ion. Sunt membru al Consiliului de Administrație în actuala conducere. Am sprijinit actualul Consiliu de Administrație cât am putut și eu de mult. În teren am fost, la birouri, peste tot am fost. Ce am eu de spus? Eu am lucrat foarte mult în civicultură și iubesc foarte mult pădurea, plantațiile. Se constată un pășunat abuziv. Crescătorii noștri de animale pășunează în plantații, în regenerări naturale, în distrug semințișul, totul. Ei nu își păstrează locul lor unde au fost arendați, unde au avut contractul de arendă. S-au mulțumit numai să primească bani de la APIA și după peste tot, pe cap de animal, pe suprafață, pe tot ce este. Și-au bătut, propriu zis, joc de pădurea noastră. La noi pădurea este aerul care îl respirăm. Asta este. Domnul Tomescu, eu sunt puțin cam timid, a început să râdă, dar dânsul a activat și el un an și ceva în acest consiliu. Nu a vrut să participe, să vadă și el ce înseamnă astea. Acum nu mai vrea. Așa, să verifice plantațiile. Da. Avem plantații, complectări de făcut, lucrări silvice, trebuie verificate. Nu trebuie să aruncăm banii pe așa zise vorbe că am fost de am făcut lucrarea. Nu trebuie mers. Făcut de când a fost o... Da. A făcut ocolul și... Da, nici... Pe dumneavoastră nu vă lăsa în pădure, nu vă lăsa cu oile în pădure pe dumneavoastră, să știți. De asta ați franjurat toate plantațiile și peste tot ați umblat cu ele. Da, da, știm noi. Dar acum nu se mai poate face așa ceva.
referitor la garanția bănească, să depună toată lumea. Eu sunt de acord să depun. Cât se stabilește, fac un împrumut în bancă și depun. Nu garanție cu bani, era cu bani. Da, și bani. Păi da, de care garanție? Să fim... Păi casa, să ajunge și pe acolo. Da. Eu mulțumesc pentru înțelegere și sper că dacă electoratul mă va alege, voi sprijini în continuare nou consiliu sau care o fi. Urmează domnul Șchiopoiu, nu e, fiul Aurelian Daniel, nu e, Vamul Dumitru, Dumitru, nu, Vamul William, poftiți. Mulțumesc domnul Ceaușescu. Bună ziua! Deci, cum ați... Mă cheamă Vili Vanvu, sunt născut, crescut în Cărpiniș și aș vrea să vă spun ce m-a determinat să particip la alegerea de consilieri în cadrul obștei Anișen-Radușen-Cărpinișeni. Sunt membru în familia mea în mai multe obștei în județul Gorj, dar la care n-am participat la alegerile de consilier sau pentru faptul că nu sunt născut acolo și m-am simțit mult mai legat în Cărpiniș și în satul meu. Acum să încep cu ce aș putea să, cu ce aș putea să contribui la mersul mai bun al desfășurării activității obștei. M-a speriat expunerea domnului Hășcău că situația dificilă a obștei este, deci, în proporție de 90% s-a pierdut averea obștei. M-a speriat, vă spun sincer. Aș vrea să cred că nu este așa și să putem să mai facem ceva pentru redresarea acesteia. Înainte de începerea ședinței, m-am uitat pe bugetul de venituri și cheltuieli al obștei ARC. Venituri sunt 17 miliarde vechi, din care cheltuieli 13 miliarde. Mi se pare cam mult, nu știu. Poate nu este așa, poate nu este așa. Mi se pare cam mult. Este detailat aici, așa. Venituri, total venituri, 3 miliarde 300, dar nu scrie acolo venituri disponibile pentru membrii obștei. Eu n-aș vrea să critic actuala conducere, pentru că din cele trei conduceri care au fost până acum la obștea noastră, este cea mai promițătoare conducere. Aș fi fost bucuros să văd pe toți consilierii care au fost aleși acum cu anii urmă pentru conducerea obștei, să vină să expună fiecare ceea ce au făcut pentru această obște. Eu apreciez, din nou vă spun, apreciez că și domnul Pârjol, și domnul Hășcău, și câțiva consilieri s-au luptat să facă ceva bun. Poate au greșit acolo unde s-au grăbit cu negocierea cu cei care au acțiuni judecătorești cu noi, cu obștea. Pentru că înclin să cred că se putea discuta cu ei. Eu am mai discutat, mă refer la ciobani. Am destui ciobani care sunt prieteni cu ei și nu le-am susținut de multe ori ideea că trebuie să ia numai ei de la APIA. Și au înțeles că dacă erau lăsați fără să pornească acțiuni judecătorească, altfel s-ar fi înțeles cu conducerea obștei și deci am fi beneficiat și noi de mai mulți bani din partea lor.
V-aș da un exemplu unde eu sunt membru al obștei, la obștea Cernădia, unde domnul Ceaușescu, prezent în prezidiu, este consilier și vicepreședinte al obștei a fost. Acolo s-au obținut de la... Fac o comparație ca să vă dați seama că și aici se puteau obține niște bani pentru... banii din Apia sunt neimpozabili. Sunt bani neimpozabili. Nimeni nu trebuie să supere din ciobani. Acum așa au fost contractele făcute. Contractele au fost făcute așa. S-au pierdut procese. Unele s-au câștigat, alții s-au făcut înțelegeri scrise cu cei care au închiriat și merg în continuare un an de zile. Dar după ce se va termina, trebuie neapărat găsită o cale de a rezolva problema. Acolo se încasează de la obștea respectivă, s-a încasat de la APIA în aproape 14 miliarde și ceva. Dintre care se pot da până la 50% din banii respectivi membrilor obștei. Așa, cu veniturile din celelalte, din vânzarea masei lemnoase și închirierii golurile alpine și așa mai departe, în total se dau 14 miliarde și aproape 14 miliarde la membrii obștei. Acolo este altă formă de împărțirea banilor, pentru că nu este pe cote părți. Acolo o să revin și o să vă spun și părerea mea despre statutul, care domnul Bufan poate o să-mi pună întrebarea asta. Acolo se votează în funcție de câte drepturi are fiecare în obște. Mi se pare normal. Asta este. Cei care... Și acum să evit întrebarea domnului Bufan, să vă spun despre părerea mea vis-a-vis de statutul. De statut. A fost făcut de oameni care pe vremea respectivă aveau anumite funcții înainte de 89. Și așa gândeau dumnealor atunci, că venitul ăsta, chestia colectivă, este mult mai bine apreciată. Acum nu se mai poate așa ceva. Fiecare trebuie să revină la drepturile cât a avut. Cred că e cel mai bine, pentru că au fost procese. Sunt 18 persoane care au câștigat deja în instanță să li se accepte drepturile care le au și vor urma. Pentru că nu se ajunge niciunde. La un moment dat se dărâmă totul. Nu se ajunge niciunde cu împărțirea... Chiar astăzi îmi spunea un prieten de-al meu, zice, băi, taică mi-au luat de la obște, dar acum a venit și frate-sul din București și a cerut și el. Păi mă, stai, e frate cu taică-tul? Da, păi are și el dreptul. Păi atunci și mătușa mea de la Craiova. Zic, are și ea. Și vă dați seama, sunt oameni care, chiar de la Novaci, de unde stau eu, mai mult, sunt oameni care au venit și m-au întrebat, am actele de la arhivele statului cu obștea Cărpinșeni, Radoșeni, Linișeni și le-am dat, s-au găsit acolo. Zic, dom'le, pe cum să fac? Nu puteam să-i spun că, bă, nu te mai primește nimeni că nu ești de acolo. Sau... Sunt oameni care vor veni să-și recapete drepturile. Deci trebuie analizată această situație pe viitor, chestia cu contractele de arendă trebuie analizată și ca să nu, să încerc să închei... Da. Spuneți că a făcut o greșeală mare, că n-a nevoie cu ce bani, da? Nu că ați făcut. Vă dau un exemplu. Bun. Ce bani de banca estică care a sădat în anul 2011 pe 30 de milioane? De Boncea lui Gheorghe, Popa, din Radoș, care a sădat în anul 2011 pe 50 de milioane? De Bosoncea lui Gheorghe, din Arniș, care a sădat din 2011 116 milioane? Bosoncea Vasile, care a sădat 5 milioane din 2011? Ce bani de alții? Care mai spune dacă vezi? Ce bani de... Ciucă. Domnul Hașcău, noi am mai discutat și la biroul la dumneavoastră. Cum e bani? Cum negociezi? Da, e greu, e greu. Cum negociezi? E foarte greu. De asta am zis. Trebuie avută grijă la următoarea perioadă. Nu dumneavoastră ați făcut contractele respective. Știți, bă, cine a trebuit pe aceste pitropi aici a spus că ce că nu știu ce cum? Popa care a dat 50 de milioane de 3 ani la 8. Nu dumneavoastră ați făcut contractele, dar, în schimb, ați recuperat mult din ceea ce s-a greșit atunci. Eu zic că vis-a-vis de... Procesul nu l-a inventat cu
Da, nu am spus eu lucrul ăsta, dar mi s-a părut la cheltuieli, că sunt multe. Sunt foarte multe cheltuieli. Acum, vorbea cineva de că nu e bine să sponsorizezi, să dai pe la biserici, pe la... În fond, din banii de la APIA, poate să vă confirme și domnul Ceaușescu, merg, nu pot merge decât pentru îmbunătățirile pentru munții respectivi, o parte se pot da la membrii OPSEI, o parte pentru binefacere și sponsorizări, care este legală. Să vă dau un exemplu la OPSEA Bercești Lădoi. Are 4 biserici în zona respectivă. Anul trecut li s-a dat la bisericile respective, fără să afecteze oamenii, 1 miliard de lei. Acolo au capelă, au veselă, bucătărie și tot ce este, foarte civilizat acolo. Când... Da, da. Dar e... Da. Și să vă spun un lucru, eu care locuiesc în Novaci și fiind membru, acolo suntem foarte mulți din Novaci, am solicitat pentru biserica din centru de sus de acolo pentru mănăstire să se achite centrala termică de acolo. Am avut sprijinul cetățenilor de acolo și am obținut 200 de milioane, dar centrala făcea 200 ceva. În fine, din nou s-a discutat, s-a dat 220 și acum au centrală la biserica respectivă. E un lucru bun, pentru că fiecare merge la biserică, fiecare... Așa. Sau binefacerea aia trebuie discutată în Consiliul de în adunarea generală, cât se dă în caz de... Are cineva, arde casa, moare cineva. Sunt oameni care vă spun că așteaptă bănuții ăștia de la OPSE să-i primească, să-i așteaptă cu mare drag. Și e păcat să nu beneficieze și ei. Am o vârstă, am stat de vorbă cu asta închei, cu oameni care au trăit acum 60, 70, 80 de ani, cu bătrâni. Și spunea chiar și taică-mi, îmi spunea că mergeau la praveț, făcea șindrilă și acoperea casele. Sau făceau scândură și mergeau în anii, în 31-33, când a fost criza economică, sau era copil și mergea cu blane la Dol și veneau de acolo cu produse, cu astea. Și de aici încolo se pot câștiga bani frumoși ca oamenii să simtă și ei că sunt membri ai OPSEI, că pot câștiga ceva. Ar mai fi discutat referitor la investițiile care se vor face pe termen mediu și lung în OPSEI. Dar asta trebuie discutată și propusă în adunarea generală de către viitorul Consiliu de Administrație și făcut o adunare generală extraordinară, cum se procedează și așa, și discutat ce anume se mai poate face bun. N-anticipa și întrebarea mea nu era despre statut, că știu că știi. Era despre prietenia ta cu ciobanii. Auzi? Datorile lor ți-au spus despre așa. Nu, numai puțin. Nu că e o prietenie care să le accepte anumite lucruri la locul lor. Nu. Păi, probabil, din punctul meu de vedere, dar... Spui situația vopștii în care te interesa. Pe tine dintr-un fel și pe el din altul. Eu nu reproșez nimănui. Deci, din toate conducerile de până acum, cea care este acum, a fost cea mai bună. Dar nu perfectă. Pentru că asta este. Vă spun sincer și nu mi-e rușine, a avut un consilieri foarte slabi. Foarte slabi. Acest lucru m-a determinat ca să particip, nu că eu sunt grozav. Pentru că, vă spun sincer, dacă voi ieși, voi sprijini pe ceilalți și voi veghea la legalitate, dacă nu voi ieși, îi voi monitoriza în continuare și am dreptul și îmi rezerv dreptul de a acționa în judecată în mod separat la ceea ce consider că nu este bine făcut. Să știți. Mirica, ce părere ai la propunerea mea? Că uite aici de interesul. Cu răspunderea materială? Nu, cu răspunderea materială, da. Dar la participarea, dacă ești consilier, să nu fii remunerat. Ce se întâmplă? Să nu fii remunerat. Să vă spun, în lumea civilizată,
în lumea civilizată, tot timpul pierdut în favoarea altuia, cred că nu deranjează pe nimeni să primești. Dar trebuie stabilit salariile. Nu exagerat de mari. Apropo de salarii, numai puțin, că nimeni nu poate să facă muncă patriotică decât atunci când se face o chestie de binefacere sau nu știu ce. Dar eu sunt de acord, chiar dacă nu voi ieși, susțin ca să se plătească la cei care sunt muncesc pentru opse, dar un rezonabil, un salariu rezonabil. Și să vă spun cât s-a cheltuit la dacă tot vorbim unde. Aici 950 de milioane vechi pentru salarii. Ei, la Cernădia, Berceș Vlădoi, cheltuiala cu salariile se apropie de 3 miliarde. De 3 miliarde, fraților, și aceeași mărime. Deci, nu este nicio supărare că oamenii își primesc pentru deplasarea. Că nu poți să... Tu ești de acord să mergi cu mine? Cu mine. Să mergem la o verificare, să zicem, fără să băgăm benzină în mașină? Păi aici Numai legală, altfel nu poți. Ascunde acela. Neplata ascunde acela. Deci vor fi alte beneficii. Da. Deci, un salariu rezonabil care... Ce se întâmplă? Se fac contracte? Nu poți să... Nu ne răspund la întrebare. Da, domnul. Ești prieten cu Costică, da? Cu mai mulți, numai cu Costică. Și cu tine, și cu... Păi, dar eu nu pot să mă duc. Eu am discutat... Costică, ți-a spus ceva. Poftim? Costică este, după cât am înțeles și de la el și acum, după ce... Așa este în regulă. Costică este în regulă vis-a-vis de obște. Costică e singurul, poate, din cât știu eu, care a dat din bucătăria contractelor aproape tot sau... Da, și e un lucru bun. L-a întrebat, ți-a spus, asta era întrebarea. Dar de ce am dat răspunsul? Dacă am spus că el este aproape la zicul... Da, domnule. Așa. Mulțumim, domnul Verică. Domnul Vodoiu Ion. Poftim. Mulțumesc. Cum să stau? Știu, mersi. Domnilor, o mânuță că suntem astăzi. Haideți să felicităm actualul Consiliu de Administrare, că a avut mare curaj. Și să belim bine ochii, scuzați expresia, pe cine alegem și cu cine mergem mai departe. Indiferent că o să fiu ales sau nu o să fiu consilier, îi felicit pe acești consilieri în funcție cu președintele și domnul Hășcău, din toată inima. Atât am avut de spus. Așa. Domnul Zgripcea Ștefan Nicu este? Domnul Zgripcea? Nu e. Domnul președinte, hai. Mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul pe final. Ne apropiem la final de mandat. Am fost acuzați sau poate discutați că a fost un consiliu de oameni poate incapabili sau puțin pregătiți în domeniu. Dar a fost singurul oameni cinstiți care au vrut să meargă, să iese în față în 2011 pentru a stopa ce s-a întâmplat și a descoperi ceea ce am descoperit după aceea și v-am adus la cunoștință și dumneavoastră. Deci sunt singurii care au avut curajul să meargă. Ce se poate spune despre ei? Că sunt cinstiți, că nu au făcut sau nu au vrut să fure de la această obște. Mai departe, aș vrea să le răspund la doi dintre domni care au vorbit și sunt în momentul de față în funcție de pădurari pe la diferite ocoale silvice. Domnul Dochinel, care nu a prea avut mare lucru de spus, dar dânsul trebuie să-și mai reglementeze puțin sau să-și mai vadă de activitatea dumnealui pe care e cam deficitară. Eu spun direct, i-am mai spus-o. În rest... poate să candideze la funcție, pentru că o funcție de consilier care are tot dreptul și sper că o va face altfel de aici încolo. Are dreptate Neaghiță Făsui legat de prețurile masei lemnoase. Sunt anumite probleme care nu s-au putut spune sau nu se vor putea spune niciodată, dar mai sunt și factori tehnici sau
de natură a calității maselor noastre care influențează prețul și Neaghiță o știe foarte bine. Nu mai avem masele noastre de mare valoare și nici la poziții bune de exploatat. De aici și prețurile poate puțin mai mici, poate e și vina noastră, vină pe care ne vom însuși, următorul Consiliu poate va face, va lucra mai bine. Aș vrea să mă refer puțin la cei care au depus candidaturi și nu se regăsesc în momentul de față pe lista de candidați. Domnul Duță pe Constantin din satul Radoș, îi trăiește tatăl care este membru al obștii, până nu aduce o împuternicire notarială că i-a cedat drepturile, nu că îl împuternicește să-l reprezinte, că i-a cedat drepturile, nu poate participa. Domnul Bosoncea Gheorghe, preotul de la, din satul Radoș, are o datorie de 5.234 de lei față de asociație și conform hotărârii adunării generale nu poate să participe la aceste alegeri. Domnul Nițescu Florin este doar împuternicit, dumnealui vine din altă parte și împuternicirea nu-l face membru, este soția, poate să participe dumneai pentru că e sănătoasă. Domnul Vanvu Eugenie, la fel din Cărpiniș, și domnul Olteanu Gheorghe din satul Aliniș, care de fel nici n-a prezentat vreun puternicire scrisă, doar și-a depus candidatura. Deci aceste candidaturi au fost respinse de Consiliul de Administrație pe motive că nu îndeplinesc hotărârile adunării generale din ianuarie 2014. Mai departe, aș vrea să mă refer puțin la cuvântarea sau cuvântul domnului Corobea Ion din satul Radoș, care în momentul de față este epitropul bisericii și mă așteptam să fie nemulțumit de faptul că se repară drumul de acces la cimitirul din Radoș, să fie nemulțumit unul din Aliniș, unul din Cărpiniș sau unul din Pocioavaliște, Novaș, Târgu Jiu, dar nu dumnealui care este epitropul bisericii și care ar trebui să-și dea interesul să se facă aceste lucruri. Consiliul de Administrație a hotărât la cererea cetățenilor care sunt membri ai obștii din aceste sate și cred că nu se face cu cheltuieli extraordinare, se face cu minimorum din cheltuielile care pot fi. O să se vadă asta în actele care stau la baza executării acestui drum. Domnul Viri a spus că de unde era acest raport de 90% în care obștia era în pericol de a fi pierdută. Păi vă spunem noi, în 3 ani de zile cât a fost la conducere Consiliul condus de Mituțoiu și Albă Marius, încasările asociației de la APIA și din vânzarea de masă de noastră au fost în jur la 3 milioane de euro. Iar în 2011, din 3 milioane de euro, am găsit 750 de lei în contul bancar. Mai departe, s-au făcut contracte în Obârșii Alotului pentru o suprafață de 10 hectare și jumătate, cu o clauză de desfăgubire față de de superficiarul domnul Epure Gheorghe Doru la 1.047.000 de dolari, care înseamnă iar vreo 50 de miliarde, aproape 1 milion de euro și asta. Contractele cu firma Translem al lui domnul Mituțoiu, că era administratorul ei, creaseră de asemenea un prejudiciu la obște, o datorie de câteva zeci de miliarde cu penalități cu tot. Deci toate astea însumată sunt vreo 5 milioane de euro pe care obștea îi pierdea sau i-a pierdut. Și de aici, dacă cineva venea cu 5 milioane de euro și obștea era cu probleme, o cumpăra clar, erați de acord toți să o dați ca să puneți mâna pe banii ăștia. Acum o să vorbesc despre ce am eu în gând cu, nu eu personal, pentru că asta am discutat-o cu toți membrii Consiliului de Administrație cu care am dus această activitate până în momentul de față, pentru viitor. Deci în anul 2014, cu Neaghiță Făsui am vorbit, că am putut discuta, a fost un om de dialog și am putut discuta, vrem să facem plantațiile în regie proprie la obște, să nu mai fie discuții, pentru că toate firmele cu care am colaborat, la final mai vin cu cheltuieli în plus, că am mai martonat, că am mai făcut nu știu ce lucrări și te trezești în fața unei facturi pe care trebuie să o plătești. Deci aceste plantații se vor face cu oameni din obște, va fi numit un șef de echipă sau doi în funcție de lucrările care vor fi necesare, sub supravegherea strictă a pădurarilor pe care îi avem pe suprafețele noastre. Da, în 2011, plantațiile făcute de fostul Consiliu de Administrație s-au ridicat la 3 miliarde vechi, fără TVA,
deci într-un singur an de zile, iar noi în 2 ani de zile nu am plătit nici 2 miliarde cu Puiescu tot pe aceste plantații. Deci vă dați seama cam cum s-au umflat prețurile în momentul respectiv. Banii pe plantații la oameni, ăia 3 miliarde s-au dus la firme care au lucrat. Acești bani nu vor fi 3 miliarde, dar fiecare om va fi plătit pe registru zilierului care este legal, aprobat de ITM, se va lucra cu un șef de echipă, avem deja o rulotă pe care o putem pune la dispoziție, trebuie să mai cumpărăm una pentru a dormi oamenii în condiții decente și să ne desfășurăm activitatea. Tot pentru viitor, acest Consiliu de Administrație a încheiat un acord, un precontract cu o firmă de eoliene, de producere a curentului din surse cu eoliene, din care Obștea va avea foarte mult de câștigat, în primul rând un drum de acces în golul de munte și un minim de 4.000 de euro per megawatt per an, puterea instalată fiind deja nefiind mai mică de 30 de megawatți. Deci minim 30 de megawatți, minim 4.000 de euro, negociat se poate mai mare, deci s-a stabilit doar un preț minim, nu maxim. Mai departe, suntem în tratative cu Universitatea din Craiova pentru a colabora în scopul atragerii de fonduri europene pentru a face lucrările de cadastrare și alte lucrări care se pot face pe fonduri europene. Domnul Corobea nu v-a spus un lucru, da, a spus că vine la Radoș, dar și cu intenția de a face cadastrarea Obștei. Acest lucru a uitat să-l vi-l spună, nu este de față, mă abțin de la a face alte afirmații față de dânsul. Suntem de asemenea în discuții și s-au prezentat în teren, am cercetat terenul, o firmă care să valorifice fructele de pădure, în colaborare cu noi, bineînțeles, și chiar să înființeze o fabrică de producere a sucurilor din fructe naturale. Am străbătut toată zona asta, când se va desface timpul, vom merge și la Lotru, sau va merge un alt consiliu de administrație, o altă conducere, dar acest lucru nu trebuie pierdut din vedere. Oricum, sunt eforturile noastre și vrem să spunem că în continuare nu doar masele noastre trebuie să aducă venituri. Masele noastre trebuie să rămână pe locul 2 în a asigura veniturile Obștei sau să se creeze un randament mai mare, maxim, din exploatare. Și mai avem o chestie, un lucru, cred eu, bun făcut. Se acordă despăgubiri de către stat pe funcțiile de protecție ale pădurii, pădurile aflate în T1 și T2, fonduri care, dacă le ceri oficial, ți se respinge cererea, deci doar pe calea instanțelor de judecată. Din nou, instanțele de judecată. Din aceste fonduri, noi avem în jur de 900 și ceva de hectare aflate în aceste funcții de protecție. Obștea va obține, probabil în 2015, când se va încheia ciclul procesual, o desfăcubire de în jur de 7-8 miliarde vechi de la Guvernul României pentru aceste funcții de protecție. Dar aici trebuie să luăm legătura cu o casă de avocatură, să alergăm, să depunem acte, să încheiem un contract. Deci toate se fac la nivel de Obște cu efort și inițiativă. Întrebarea este pentru toți cei care vor să candideze. Au timpul necesar să-l acorde acestei activități? În afară de faptul că trebuie depuse garanții materiale, trebuie și alea morale depuse și trebuie să ne analizăm dacă avem timpul necesar, pentru că dacă nu-l avem, degeaba avem intenții bune dacă nu le putem duce la bun sfârșit. Eu îmi voi depune candidatura chiar și pentru funcția de președinte. Nu solicit la nimeni să mă voteze doar pentru că am mai garantat o dată cu casa care mi-a ars tot pentru ce am făcut pe la Obștea asta. Dar ca garanții morale am curajul să candidez la această funcție în continuare. Vă mulțumesc, vă doresc și dumneavoastră succes și să ne întâlnim la alegeri.